Cele mai prolifice marcatoare ale bufnițelor au fost Diana Andriță cu 10 goluri și Cătălina Popescu cu 7 reușite. A fost un antrenament foarte bun. Ne-am exersat schemele până la turneul final. Trebuie să le punem pe toate la punct. Ultimul meci oficial. Ne bucurăm că a fost meciul la discreția noastră și că s-a terminat cu bine. Am ieșit toate bine. Asta este cel mai important. Pot să spun că a fost un antrenament oficial înaintea turneului final. Am pregătit combinațiile. Se putea și mai bine, clar. Am înțeles. Urmează acum o perioadă de pregătire pentru Brașov. Cum crezi că va fi? Noi încercăm să dăm tot ce putem, să ne antrenăm cât mai bine. CS Activ Prahova-Ploiești este calificată la turneul final de promovare în Liga Florilor, competiție ce se va desfășura în perioada 12-14 mai la Brașov.